Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că anul acesta bugetul local este diminuat cu 20%. Pentru a putea continua investițiile propuse pentru anul în curs, primăria Călăraș trebuie să recupereze banii cheltuiți până acum pentru diminuarea efectelor produse de pandemie. De asemenea, primarul a vorbit despre decontarea transportului pentru elevi, evaluarea clădirilor cu risc seismic, parcări, ridicarea mașinilor abandonate și reciclarea pe care trebuie să o facă cetățenii din municipiul reședință de județ pentru a evita amenzile aplicate de Uniunea Europeană. Toată lumea este interesată de bugetul municipiului Călăraș în acesta, ce vrem să facem cu el, unde direcționăm sumele. Dar vreau să vă spun de la început că acest buget va pleca undeva cu 20% diminuat față de anul trecut. Vreau să vă spun că avem sume de recuperat de la guvern undeva la 1.500.000, toată cheltuiala pe care o avem în zona de COVID. Așa cum spunea domnul deputat, avem sume de plată la cei care sunt în centrele de vaccinare, începând de la doctor, asistent, registrator, undeva la 240.000, care nu sunt plătiți, nu noi suportăm acestea, trebuie să vină în DSP, Ministerul Sănătății, și după aceea prin noi să facem plățile oamenilor. Avem certitudinea că la un moment dat se va rezolva și acest impediment. Vrem ca aceste centre să funcționeze. Aceste centre funcționează bine, încercăm să nu fie aglomerat, toată lumea e programată, chiar avem liniște și totul funcționează bine. Încercăm să le punem la dispoziție și să aibă tot ce le trebuie acolo de ceea ce privește ca noi, ca administrator, să putem să le punem la dispoziție. Dar trebuie să ne recuperăm și banii care îi cheltuim pe aceste zone, pentru că trebuie să investim în Călăraș. De asemenea, e acea discuție în care cine plătește transportul copiilor la școală. Este clar că nu putem să suportăm noi, municipiul Călăraș, transportul pentru copiii care vin din celelalte UAT-uri, vin de la comune, de la sate. Da, este clar că trebuie să definească guvernul această sursă de finanțare să vină către noi. Iar mai mult, deja au mai dat o ordonanță în care ne obligă UAT-urile să expertizăm toate școlile, toate liceele, tot ce înseamnă în administrarea învățământului, toate clădirile de administrare pe risc seismic. Am făcut o primă evaluare cât ne-ar putea costa anul acesta. Ne costă undeva la 1.000.000 de lei să facem toate aceste expertize. Așa cum spune ordonanța respectivă, sursa de finanțare este de la guvern. Dar până acum nu este niciun semn că ar aloca ceva. Ceea ce vă spun acum este estimativ, pentru că n-am primit nici de la județ ce ne se cuvine pe zona asta de taxe și impozite care vine guvernul, Consiliul Județean, Primăria Călăraș, dar n-am primit nici de la finanțe cine sume ne revin de la toate aceste sume care vin de la guvern. Drept urmare, pot să repet, este clar, nu am uitat pe nimeni din Călăraș. Așa cum ați văzut, prioritar pentru noi în anul acesta este infrastructură rutieră și pietonală. Ați văzut că am deschis o serie de șantiere. Nu mai trebuie să le reamintesc pentru că am spus. Mai mult de atât, vrem să extindem Creșa. Așa cum știți, este un proiect european și cu siguranță vom face și Creșa, pentru că avem o mare necesitate de locuri pentru copiii mici în creșele noastre, pentru că deja pe zona asta vedeți că urcăm și noi spre zona Portocalie. Iar eram la 1998. Da? Și cred că o să mergem mai sus și atunci o să fim obligați să mai diminuăm și noi. Deja lucrăm numai la 80% din capacitate copiii la creșe. Nu am uitat parcările. Toată lumea ne solicită să facem parcări. Și am început, așa cum ați văzut, săptămâna trecută, pentru o serie de cetățeni, ne-a spus să facem o zonă de îmbarcare-debarcare în zona școlii 10, da? Și liceului Eminescu. Așa vom face, deja o să avem o ședință de Comisia de Siguranță a Circulației, în care zona respectivă decretăm să fie zona de îmbarcare-debarcare. Mai avem o problemă acolo, pentru că părinții intră pe acea alee care ajunge la centrul
copiilor cu dizabilități și atunci o să securizăm și zona aceea să nu avem evenimente și încercăm să fluidizăm acolo și prin deplasarea unui echipaj de poliție în zona respectivă până începe lumea să se duce și că nu mai avem acolo. De asemenea, lucrăm și la un regulament și încercăm să încheiem un contract acum cum ne permite după votarea bugetului, să ridicăm mașinile abandonate din oraș, pentru că este un punct care e foarte sensibil și am văzut că ne trezim cu fel de fel de mașini lăsate pe fiecare pe unde am mai putut. De asemenea, un punct important sunt parcările de reședință și parcările în general. Mergem pe acest rând, modificăm regulamentul pentru că am văzut anumite inadvertențe în acest regulament. Chiar când am plecat la această conferință de presă, avem soluția și modificăm acest regulament să nu mai fie stufos și reglăm și această zonă. Ba mai mult, sunt în discuții ca să facă o parcare două supraterane, ca să fie un sistem liftat în care să mărim suprafața, să spunem așa, și numărul de locuri de parcare în zonele aglomerate. Și cu siguranță o vom face. În rest, nu i-am uitat pe cei, lumea este supărată. Ați văzut că lucrurile au fost încetinite. Acum avem o problemă în ghilimele, să zicem, dar nu avem ce să facem și cum să o controlăm. Încă o dată îmi cer scuze celor din cartierul Măgurent pentru că a trebuit să intervenim cu săpăturile pe timp de iarnă, dar nu așteptam să vină două săptămâni ploioase în care să se transforme. Este clar că acolo accesul pe acele străzi se face mult mai greu în această perioadă. Dar încercăm să remediem cum timpul ne permite și să facem tot ce ne stă în putință ca să creăm, să nu mai avem acest disconfort în zona respectivă. Vreau să spun că acest lucru am intervenit acolo pentru că trebuie să ajungă într-un stadiu foarte avansat cu această canalizare și să termin până în luna iunie-iulie pentru a face un SF, deja lucrăm la un SF de asfaltare în zona respectivă și atunci trebuie să gândim pasul următor ca aceste lucrări să se așeze, să fie așa cum trebuie ca să putem să intervenim, să asfaltăm zona respectivă. De asemenea, cetățenii din Călăraș au văzut că pe bugetul anului acesta am început cu lucrările pe strada Zefirului, Luceafărului, Plevna și alte locații, dar nu i-am uitat nici pe cei din Mircea Vodă. Avem lucrări, avem toate documentele date la CNI, stă în lista sinteză, sperăm ca guvernanții să ne aloce sumele necesare, dacă ne gândim la alte forme în care să putem să intervenim și să asfaltăm, să terminăm cartierul Mircea Vodă. Ideea este că nu au trecut decât 5 luni de zile de când am preluat mandatul și nu pot să rezolv toate problemele multiple care sunt în Călăraș și să le rezolvăm în acest an. Avem timp 2 ani de zile, 3 ani de zile, dar eu promit că până în 2023 se vor schimba foarte multe lucruri în Călăraș. Nu am omis, așa spunea, când spunea și domnul deputat, de programul de toate acest bani care vin pe reziliență, este clar că se plimbă acele 30 de miliarde, noi suntem pregătiți cu proiecte ca să intervenim și pe această zonă, să putem să accesăm bani europeni, să-i aducem la Călăraș. Deja avem în SF-uri în care vrem să facem toate adiacentele Bucureștiului, pentru că ne interesează infrastructura. De ce nu să mergem și pe zona aceasta de Măgureni, în care să putem să dezvoltăm și să asfaltăm Măgureniul? Deja avem pregătite și SF-uri pentru a interveni, că se dau destui bani pe grădinițe, se dau destui bani pe zona verde, în care putem să dezvoltăm anumite parcuri. Vreau să schimbăm fațada parcurilor. Anul acesta noi am uitat nici pe cei mici, o să vedeți în buget, pentru că o să trească să alocăm undeva 500, peste 500 de mii de lei în care să facem parcul Queen, l-am luat ca să facem niște locuri de joacă moderne, cu tartan, cu alte module în care copiii noștri să fie în siguranță. Noi am uitat pe cei din parcul Năvodare în care nu există nimic acolo decât un leagăn și acolo o să facem și loc de joacă, nici pe cei din parcul Speranței în care am găsit modalitatea în care să ducem acolo module de joacă. Nu mai vorbim de Parcul Florilor, care trebuie oricum, intră și Parcul Florilor în reabilitare, acolo deja avem contracte încheiate de anul trecut. Sunt foarte multe lucruri. Și am lăsat la urmă lucrul cel mai important. Așa cum am spus, împreună cu județul, împreună cu domnul președinte Iliuță și mine, am decis ca să începem în forță, așa cum spunea domnul director, să facem acea intrare în oraș. Și o vom face.
Dar tot așa facem apel la toți cetățenii noștri, toți cei care au mașini, tot traficul din zona respectivă, pentru că este foarte aglomerat, să aibă și răbdare cu noi, pentru că nu suntem Dumnezei, nu putem să facem în 7 zile tot ce ne-am propus. Vedeți că este bine că plouă, chiar dacă ne-a adus nouă neajunsuri, dar se pare că o să avem plouă mai ieftin și o să avem rocote mai bogate în primăvară. Drept urmare, cu toții, dacă contribuim, și realizăm. Și ultima rugăminte a cetățenilor din Călăraș este faptul că trebuie să ne gândim să începem să reciclăm. Pentru că vreau să vă aduc la cunoștință că în loc să construim ceva în Călăraș, am avut o penalizare pe ani în urmă, din 2015 până în 2020, de 2 milioane de lei de la fondul de mediu, neîndeplinirea obligațiilor de reciclabil. Dacă noi astăzi, în legislația în vigoare, trebuie să ajungem la 60% reciclabil, noi, din datele pe care le-am avut, cred că suntem undeva la 5%. Și după aceea va trebui acum de anul acesta, cred că, da, o să fie și pe zona de compost, pe verde, ca să fie într-o coloane separate, locate, ca să putem să creștem gradul de reciclabil. Pentru că altfel, o să vedeți, împreună o să plătim multe penalități. Nu trebuie să uităm, cred că dacă nu la sfârșitul lunii mai, o să plătim în plus încă 120 de lei pe tona de gunoi menajer, pentru că nu ne îndeplinim acești parametri. Vă mulțumesc. Nu avem firma concesionară? Sigur, dar firma concesionară oferă numai serviciile. Noi trebuie să găsim modalitatea prin care să reciclăm, în care să punem în pungile respective, care le dau ei la locuri, la casă, să reciclăm separat, pentru a crește gradul de reciclare. Dacă noi, la ora asta, suntem la 5%, nu știu când vom ajunge, așa cum e legislația în vigoare, la 60%. Dar veți urmări firma care ridică gunoi, nu veți vedea că amestecă gunoi. Am luat în calcul. Deci am luat în calcul și asta. Este mai ușor ca și firma să declare că este un gunoi infestat, ca să nu știa să mai separe. Dar totodată, reciclabul merge mai bine la casă, la zona de casă. Dar, în schimb, avem probleme la zonele de blocuri. Și atunci am luat în calcul și o variantă din asta. Mă gândesc la un sistem de finanțare. Deja am discutat, chiar am discutat în zona asta, în care se identific zone, în care se fac niște platforme îngropate, da, cu un grad de securizare mai mare, în care să putem să reciclăm mai bine și să ne ducem acolo să putem să facem. Nu să fie cu burile de coborâre pentru saj de 30 până la 60 de litri, nu să mai dea vina lumea pe acești oameni amărâți care țiglis pe urmăritorii care iau plasticul. O să chem toate și am făcut deja diligențele să iau toate firmele care se ocupă de a colecta acest material reciclabil, ca să le înregistrăm și să le decontăm pe noi, pe primărie, ca și cantități, pentru că numai astfel, dacă îi aruncăm în toate părțile și identificăm toate aceste zone în care se reciclează, să putem să ajungem la un grad de reciclare mai mare și să nu mai plătim acești bani. Pentru că, până la urmă, l-am spus celor de la mediu. Am zis, doamne, nu e suficient, că odată ne-am amendați, în ghilimele, că ne-a luat 880 de lei pe tonă. Acum o să veniți mai, ne luați 120 de lei pe tonă, ne luați 200 de lei pe tonă. Iarăși, e ca o penalizare, nu? Păi și la anul sau la anul mai vin o dată să mai iei niște bani că nu am îndeplinit. Ăsta ce este? Nu este tot o penalizare că plătim în plus 200 de lei pe tonă? Și atunci o să vedem. Deci deja ne-am făcut planul de măsuri pe zona aceasta și încercăm să aducem toți factorii care, toate societățile care reciclează, să putem să identificăm cantitățile ca să le adunăm pe OAT. Mai mult de atât, mă gândesc la o stație de compost în care tot verdele care îl colectăm din oraș să ducem în stația noastră de compost și să folosim pe terenurile pe care le avem ale primăriei, dar care să fie recunoscute și să ne scadă de zona asta de reciclare. Domnul primar, centrul vechi, parcă... Am văzut ce a spus la dumneavoastră acolo, în centrul vechi, acolo când au fost să identifice, dar o să intrăm, erau cei din zona de acolo, au dat vina că sunt construcțiile respective, că n-au unde să facă, dar am dat dispoziție în care să-i se intervină în zona acolo și să devină zona pietonală. De ce n-am făcut atâta caz în care să mă iau de ei? Pentru că, așa cum bine știți, vom dezvolta acel proiect de centru pietonal, se va schimba tot în zonă și am zis la momentul respectiv,
Acum, ce să mai facem dacă tot să intervine acum la ultima zonă? Și o să găsim soluția. În momentul în care terminăm și devine pietonal, așa cum trebuie acel sistem, cu siguranță nu se va mai întâmpla așa ceva. Acele pavele, este clar, sunt pavele numai de pietonal, nu este de trafic. Și este clar că la un moment dat se vor lăsa sau se întâmplă exact ce spuneți dumneavoastră. Pentru străzile din Mircea Boda, asfaltate acum 2 ani sau 3 ani, s-a semnat recepția? Aveți garanție pentru ele? Vă dați seama că recepția... Nu, vreau să știu din ce ați văzut dumneavoastră la primărie, că a fost primar Dumnezeu să-l ierte, n-am mai apucat să ne... Păi nu. Deci pe lotul 1, care a fost... Lotul 1. Deci zona de blocuri, zona de bloc. E făcută recepția, cum să nu fie recepția? Mai sunt în garanție? Păi dacă trebuie să mă uit ca să vă spun, de obicei să pun 3 ani de zile, dacă au trecut cei 3 ani de zile, nu știu că noi am probleme cu scurgerile. Da, am văzut și am intervenit unde a spus. Și când eram consilier și când am ridicat problema, da, s-a intervenit unde a spus, dar s-a intervenit într-un anumit fel, care nu... Deci dacă s-a văzut undeva, s-a mai decupat. Pe Panduri, pe Năvodari. Și pe Victorie. Pe Năvodari, deci, o marcare foarte... la aleea care duce către biserică, din intrarea din Năvodari. Păi nu. Păi aleea care intră la biserică, deci nu intră... Nu aleea bisericii. Da? Este o alee care intră în parcarea de lângă biserică, din Năvodari. Ah, ok, da. Și e o parcare făcută undeva în fostele grădini din fața blocului. Acolo este bandă de pește cu bloc. Dacă mergem acum acolo... E asfaltată? Nu. E asfaltată în program. În program n-a fost. În programul ăsta, cum să... Nu știu. Nu pot să-mi duvesc. Deci nu mă întrebați. Deci dacă vreți, caut și căutăm acolo și vă spun. Nu știu ce a fost în programul ăla, nu știu în lotul ăla. Eu știu ce fac eu și cum le fac. Da? Eu o să vedeți că nu o să fac. Ați văzut strada Speranței, cum a stat, strada Speranței, strada Stadionului. Dacă mergeți acolo, nu s-a asfaltat, nu este apă. Deja unde o să intru, deja am făcut planurile în care o să intru în cartierul Farfuria, tot să-l asfaltăm cu cei de la Spații Verzi. Și atunci intru deja și am dat măsurătorile respective ca să intrăm să punem colectoare de ape pluviale. Acest lucru o să întâmple și în Ceremac, pe străzile acelea micuțe. Deci vrem să închidem cartierul Farfuria și cartierul Ceremac. Vreau să le închid cu cei de la Spații Verzi. Deja am bugetat, avem deja devize pe zona respectivă, pe fiecare stradă și știți ce vreți să vă... Dacă vreți să caut în spate, să vedem ce dă cu mare drag, nu și le verific. Poftim? Nu le verificați? Dacă nu s-o deja eu am înregistrat acum ce trebuie să mă duc să fac acolo, să vedem ce trebuie. Că acea zonă care spuneți dacă... Da, sunt două lucruri. Ori frezezi, intri și frezezi să vezi dacă ai. Ori dacă îți permite și dacă ei au dat pantele respective și nu au o gură de colectare a pluviale, atunci trebuie să găsești o sursă în care să pui o gură de colectare a pluviale și să o duci în pantele. Ideea să dați garanție. Am înțeles eu ce e. Dar și ca soluție, cu siguranță dacă a făcut în 2016 să dai. Are 3 ani garanție, deci e clar că ești în garanție.